Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim al Romanului și Bacăului și vreau să știți că eu aici nu m-am simțit străin și nu mă simt străin în Arhiepiscopia asta. Știți de ce? Unde cântă copiii ăștia la Sfânta Liturghie, unde Dumnezeu a rânduit să slujesc Sfânta Liturghie, altarul bisericii e târnosit de episcopul de Roma. Și așa au rămas până acum, până s-o mai târnosi, dacă o fi vreodată. Sigur că acum aparținem, ca să se pecetruiască unirea de la 1859, au zis, hai să nu se mai rupă niciodată principatele. Și unde-n Vrancea ce luăm, adăugăm la partea asta muntenică, s-o muta capitala acolo de la Iași, ca să nu se mai despart românii niciodată. Mulțumesc și înalt preasfințitului meu, înaltul Ciprian, pentru binecuvântarea de a poposi aici în mijlocul dumneavoastră. Să știți că eu era gata să fiu supărat, aveam atâtea lucruri să vă zic. M-am liniștit, Ateneau, vreau să spun, stai mă, poate mă mai cheamă, de ce să le zic toate odată? Dacă le ziceam toate azi, ce mai spuneam tora viitoare? Mulțumesc, vă iubim mult de tot! Corul parochiei Irești. Corul parochiei Irești. Dacă, sigur că o să găsiți pe internet multe lucruri și pe Facebook, aveam și o pagină, aveam corul parochiei Irești oficial, mi-au furat-o, unii ne-am dus la DIGOT, la procurori, la România e prea mică să se bată cu ăștia mari. A rămas, știți, ce-au furat, ce-au mâncat lucrui bun mâncat, avem o altă pagină. Acum, asociația prin care ne ocupăm, asociația Sfânta Ecaterina, cel ce dă, lui își dă. Și acolo e o pagină mai mitifică, dar dacă vreți acolo să dați like, ăștia se bucură, să știți că așa e în ziua de azi, cu like-ul. Vă mulțumesc din suflet, Părintele Gază aici, mulțumim doamnei primar, care e căsătorită cu un tânăr fișor de la mine din sat, a fost coleg cu mama acolo într-un colț, harnic băiet și deștept, și el și surorile, mai avea două surori, Dumnezeu să le odihnească, gemene. Mama dumnealui, adică tot pățin o jumătate de minut. Ați văzut că eu merg o leacă la fără un sfert. De cuminte ce am fost. Dar treaba e în felul următor. Acum sun la 112, vine Smurdu, vine Arafat, vine ăștia toți să mobilizează. Dar pe vremea când eram eu copil în urmă cu 40 de ani, cine să vină? Și mergeam în sat la cineva, când chicai de printr-un copac, de printr-un gard, sau te împiedicai și îți scrânteai piciorul, mergeai la cineva să te calce și să te tragă. Mama domnului Costel avea un dar deosebit. Mă ducea tata de-a schinarii sau când mi-era rușine să-i mai spun lui și mă ducea la ea, tante, mămbița, fă mă, ghine, cum m-ai făcut ora trecută. Lăsam acolo bățul, vineam teapăr acasă. Așa ce dar avea, cred că dacă ar încerca și lumea lui să facă chinetul, i-ar ieși. Mă iubesc din suflet pe toți. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Să ajungem în rai. Doamne ajută! Părinte Gheorghiță, dar copiii cred că trebuie să stea la masă, cred că găsim undeva un loc, nu? Vă mulțumim din tot sufletul, din tot sufletul mulțumim.